Hai, salutare, lume bună și bine v-am găsit! E ora, ia să vedem cât e ora astăzi, într-o zi frumoasă așa, după ploile astea nenorocite, e ora 1:30. Pe la 1 am ajuns, brother, până mi-a făcut nada, deci o partidă mai scurtuță azi, dar cred că o să stau până mai pe seară. Haideți să ne înțelegem! La începutul fiecărui fish vlog eu vă spun cu ce pescuiesc. Fire, cărlige, ancora, care e pe zonă, am prins un prim garoi la undiță, dar s-a blocat GoPro-ul. Fiți atenți, la undiță mi se pare că și acum e. Deci, la undiță, pescuiesc un fir de 0.17, roșu, chinezesc, e foarte puternic, dar nu e maxim de finețe, ca să înțelegeți. Finețe înseamnă 0.12, 0.14. Nu am liniile la mine, așa că o să pescuiesc exact așa, cu montura asta. Mai am o sigură montură în caz că îmi rupe și intră vreun crap ceva. Cârligul de la brotherii mei, uitați-l aici, CLM3-ul. Deci acest cârlig, CLM3, de mărimea 12, îl folosesc și la undiță și la boloneză. În partea din stânga avem o boloneză de 5 metri, fir 0.14, am scos crapula de 4.800, cârligul la fel. CLM3 de la Claumar, mărimea 12. Aici, în dreapta tatălui, avem feederul, un feeder Okuma Custom Black. Mi-am cumpărat de la Claumar niște mulinete, dar încă nu le-am pus, niște mulinete șmechere, pellet feeder și pop-up. M-am hotărât așa în ultimul moment să pescuiesc astăzi, deoarece nu vreau. E plut acolo. Pescuiesc la boloneză, exact pe unde sunt și pe unde sar crapii. E și agățătură cu o singură boabă de porumb dulce. La feeder folosesc scui de noctopus, cele de 6, pentru că se echilibrează perfect cu seria de cârlige brodărașii mei. Acum, cu ce pescuiesc la undiță? V-am spus că merg la Claumar, ați văzut fish vlogul în care am fost și mi-am făcut cumpărăturile. Coada de mincioc, ia uitați-o brotherii mei, e cea de 3.20 de la Delfin, e șmecheră. Ia uite, ajunge până jos, ești nebun. Încă da, dau un ucola de pe partea cealaltă, deci e bun, ia uite, ajunge până jos, e altă treabă, vedeți? Iar cam o melă de cârlig la plută și văd că, ia să vedem dacă trage, folosesc două cârlige, că vreau să testez două cârlige, să vedem care e combinația. N-am mers GoPro-ul, că am prins la cârligul de sus, ca să vedeți ce șmecher. E bine să folosesc și două cârlige, știu că nu e maxim de finețe, dar e bine de testat. Și folosesc porumbul dulce de 8 mm, pătrățica. Astăzi îmi ajung astea pentru partida de azi. E ce trebuie, brodăraș, absolut. Iar aici avem o nadă de vanilie, cea de la brotherii Claumar. Haide mă, dă-i, stați un pic să vedeți că o să pun eu GoPro pe piept. Să vedem cum o să fie ziua asta. Am și niște starleți. Nada de vanilie amestecată cu complet juice, cele de la brodăraș, pentru că fac super senzație. Miroase superb. Am folosit complet jusul deoarece intră perfect pe combinație cu nada dulce de vanilie. O să-mi aduc juvelnicul acela mare, că mi-am luat unul de 3 metri, l-ați văzut, aici dau drumul, dar bine, e malul foarte înalt. Haideți un pic să dăm un pic pe el în perioada asta. E ora, hai brodere, 1:38. Deci la 1 am fost aici, mi le-am aranjat. Baba mea e pe zonă, pisicuța, iar aici avem umbrela pe care am luat-o de la brotherii mei și bineînțeles că îi pot pune, vedeți, și paravan aici și șmecherie, nu mă ninge, nu mă plouă, e altceva brotherii mei, tot de la Delfin. Nu fac reclamă, știți bine, nu accept să fac reclamă la nimic, bețe, dar dacă mă întrebați de mulinete și de alea, trebuie să vă spun ce și cum, că uite pluta, ia să vedem, dar nu, știi ceva, hai că îmi pun eu și stau de el, îmi pun eu, uite. Mamă, ce trăsătură frumoșică. Dacă mai e și roșioară, dar nicio problemă, azi stau de el. Feeder-ul schimb și eu odată la 5-7 minute, cam așa. Am avut o trăsătură, imediat cum am aruncat la vreo câteva minute. Haideți să nu vă mai aburesc și să vă arăt niște peștișori. Chestia e că o să vă arăt în continuare, în zilele următoare, o să fie și canicul, dar o să vină și de seară la pescuit, să vă arăt cum fac eu liniile, secretul, ăsta e secretul. Foarte mulți știți să trageți, să scoateți peștii, hai că da, din apă sau fel și fel de, că nu vă bag eu vrăjeli, eu vorbesc mai încet acum ca să nu eclipsez aerul polar care îl atrage pe pește. Ai, că am zis-o, de-am făcut-o de berbec. Ca și produse noi ce am văzut la brotherii Claumar, mămăliga pentru pătrățică, cred că o să tai jumate și o să fac cocoloș, că merge, de miere, de 300 de grame, deci
e la 300 de grame, ia să vedeți ce cocoloș fac, și la 150 de grame. Păi asta la 150 de grame mi se pare mult mai șmecheră. Bine, când faceți partide mai micuțe, deoarece nu mai trebuie să o tăiați pe din două, e ea destul de grosuță, adică gata de făcut pătrățică. Asta e chiar mișto pentru că o puteți tăia în plus, așa, pac, 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 adică pătrățică exact cât doriți dumneavoastră ca dimensiune, poate unii pescuiesc pătrățică mai mare sau și unii pătrățică mai mică. Și gata de făcut. A, uite ce a pus-o pălat. A, uite-l. Aha. Nu știu cum să vă spun, dar ceva îmi spune că această partidă va fi una bună. Ia uite-l pe calpen, pe albu. Uite-l pe albu. Mamă, ăsta e mai mare. Caroiu. Caroiu nu mai merge luat decât cu minciocul. Ai de, ai sus. Mamă, ăsta e mare. Ia să vedem cum îl aducem. Până aici, uite așa. Mă, ce vrei, bă, dacă are 3 metri? 3 metri și 20. Ei, garoi ăsta, mamă. Ceva îmi spune că o să am o partidă ca lume și dacă o să fie o partidă romantică, mai mult ca sigur o să stau până mai târziu. Și se pare că o să fie o partidă cât mai romantică. Cu crăci, ia uite. Dar ce romantică e. Vreau să văd cum merge și seara. 450 de grame. Și fiți atenți la ce a intrat, ca să vedeți și voi. La cârligul 2. Nu vreau să aud comentarii că gen, mamă, pescuiești cu două cârlige, nu. Uite, la cârligul de la pătrățică, vedeți? Deci nu la boabă. Eu pun și boabă și pătrățică. Una mai sus, una mai jos. Să fie treabă bună. Ia uite găroiul. Pii, în timp ce unii se plâng pe grupuri, mamă, deci se plâng că am fost 48 de ore și nu am avut sac și alea și muzică și cer și nervi și fel și fel de nebunii. Uite că eu testez. Nu mai ieșea asta că s-a prins de cerucuri. Testez. Are icre, ia fiți atenți aici, uite. Uite. Hai da. L-am luat, brother. L-am luat. L-am luat pe crapă. Stai ușor, 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 ușor. L-am luat pe ciortan. Ia uite-l. Oh my god, ușor, ușor, ușor. Mamă! L-am luat. Bă, ești nebun, n-am mai văzut puta. Cum să fac eu să nu se ducă în ala? L-am luat, mă, brother, pe ciortan. A sărit în sus până s-a dat unul la registrare. Uite-l. Băi, mă, lași. Mamă, să nu se ducă în agățătură. Nu, nu s-a dus. Ia uite pe ce l-am luat pe ciortan, mă. La poru, mă, brother, fără nadă, fără nimic. Mamă, cum lucrează asta, băi. Hai, brotăraș, hai, fata mea, ia uite vârful, ușor, mă, fir de 0-14 pe mor aici, bine că n-am aruncat undița, uite-l, uite-l, uite pluta, ia, mamă, nu, 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 stai, 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 să o las așa ușor, ia uite-l, oh my god, ei, șiș, doamne, să nu-mi ia, ia uite boloneza cum stă, marte și soarele pe spate, ia uite râs, cât are, mă, are un kil jumate, 2 kg, ce e așa, mă, de bătăios? Mamă, l-am luat direct de acolo, din agățătură, brother, din ăsta. Narcis, dacă te uiți, fie, adică o să se uite, că el se uită la partidele mele. A, uite, brother-e, exact de acolo. Băi, ce e drept, lăsăm câte 2, 3, 4 plute pe partidă. Ia uite-l, ia uite vână pe el. N-a apucat să plece ca să se audă beitranul. Nu, nimic. Hai, fata mea. Mamă, să mă bag undeva la umbră, că mă arde spat bine, dacă de pe acum arde soarele. Hai, brudăraș de la oraș. Mamă, să vedeți cum îl scoate pe ăsta cu firul ăsta de 0-14. De ce nu mi-am luat 0-18? O să vin aici, uite-l aici, uite-l, uite-l. Îl vedeți? Se vede pluta că s-a ridicat în sus. E 1,20 m. Ia uite-l, uite-l. Mamă, cu ce viteză. Cu ce viteză a venit încoa. Dar știți cum fac? Cred că o să cobor jos, dar să-l obosesc un pic. Nu, că o să vin aici și o să fugă iar. Ai că da, mamă, mi-a intrat țipușul ăla. Chiar mi-a intrat, m-a înțepat. Dar e ușor, ușor, uite, vedeți? El trage cât are nevoie. Mamă, cum să mă bag, mă, aici, mă? Mamă, e sus? Mamă! Mamă, ia uite, bă, mi-a intrat în deget, mă. Așa, așa, așa. Așa, așa, am coborât de aici. Am coborât jos.
Așa, portăraș. Nu știu cum o să-l aduc eu, că am firul de 0.14. La celălalt m-am băgat în apă, vedeți unde e cortul. Nu știu cum să-l aduc eu pe ăsta. Oh my god. Nu știu cum să-l aduc, să vină chiar atât de aproape, că... Ai, tată, hai, ho. Na, mă, brother, mă. Dacă trage și la feeder și e un crap. Da. Trebuie să mă bag în apă după ele. Mă, de ce mi-am mamă firul ăsta așa subțire? Dar nu mănâncă la fir, mai gros, mă, brother. Uite-l acolo, uite-l. Da, nu, că nu mănâncă la fir gros. Eu ce să-i fac? Pescuitul la finețe spune cuvântul. O să-l obosesc așa 2 ore, n-am ce să-i fac. Bine că n-am undița în apă. Ia. Nu se vede cât de lungă e? Și n-am pus power gum, că am luat de la brotări, de la Claumar, am luat. Ați văzut, mi-am făcut cumpărături. Am șosete, am astea în picioare, că mă băgam în apă. Adică dacă mă bag în apă, agăț firul, țin cu mâna și când vine el să-l ridic în sus, că altfel n-am eu șanse să-l aduc ăsta. Nu e mare, după părerea mea. Hai, brotăraș, hai, vino și mai aproape. Hai, că nu te țin toată ziua. Hai, sisi, măcar să se rupă. Ia uite-l, bă, ce puternic e, mă. Vedeți? Aici. E aici. Băi, eu mă bucur la fiecare caras, da, băi, la crăpcean. Deci am ăsta de 3 metri. Îl atac când e să vină. Ia să-l văd cum îl aduc eu aici. Uite aici. Uite-l aici. Da, când o să vină să fugă. Uite, uite ce valuri face, frumos. Ia uite, 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 ce dă să fugă. Mamă, să nu se rupă firul! Hai ho! Hai ho, tată, ho! Hai să și vedeți. Trece lumea cu mașina cu și muzica buboi la maxim. Și să vezi că îmi vede lanseta și se oprește cu muzica aici. Ia zic, frate, e mare? Aoleo! Auzi, cântă muzica. Hai să bubuie muzica. Venim la pește cu muzica. Da. Hai, brodere, să te văd. Na, sigur are 2,5 kg. Două jumate. Că se simte bine. Da, ce show mi-a făcut ăla de 5 kg pe care l-am prins, brodere. Eu nu, că am prins și mai mari. Ați văzut, avem de 26, dar una e să scoți un crap mare cu un fir de 0.14. Alta e să-l scoți cu fir de 25, de 30, 35. Hai că nu trage la feeder. Hai, sisi. Uite-l, 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 l-ați văzut, da? Hai mă că l-aduc aproape aici, mă. Hai mă că l-am obosit un pic. Hai că e un fir șmecher ăsta, nu e orice fir. Mi l-a dat soare? Uite-l, 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 îl ține un pic în contră. Dacă îmi dă să tragă tare, să nu se rupă. Hai, uite, uite, uite ce spurcat e când simte malul. Hai mă, brodere, mă. Trebuie să-l las să mă duc un pic cu el așa. Păi nu dau eu până de seara după el. E foarte elastică și bolonieza asta. Hai, brodere, să te văd un pic așa. Hai, 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 hai. Trebuie să-l forțez un pic, că nu pot să stau până mâine cu el. Hai, sus. Hai, sus. Hai, sus. Hai, te n-auzi, te. Hai, te n-auzi. Am ori să rupe orice fac cu el aici. Asta e bare, m-ați văzut că... Uite-l, 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 uite-l. Hai, tată. Isus, ușor, 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 hai să-i... Am și un mincioc micuț. Unde-i, mă? Mamă, tăi, trebuie să dau mai sus un pic. Uite, așa, 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 așa. Ia, ia, ia. Uite-l, 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 uite-l. Nu i-am văzut culoare. Uite-l, uite-l, uite-l. Uite-l. Gata, gata, l-am luat, l-am luat. Hai, Isus, ce are, mă, 2 kg? Dar n-are 2 kg, mă, să moară la risa. Dar n-are, mă, 2 kg. Ha? Ia să vedem. Are, mă, are 2 kg, are, 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 are. Ai sus? Ai sus? Măicuță, dacă te uiți la video ăsta, e valabil pentru măicuța mea. Știi ce ai de făcut diseară? Se curăță, se dă sare și mâine mămăliguță și ustroi. Oide! Mor de el, are un gust dulce ăsta. Opa! Se uită lumea la mine. Ai sus? Ai sus, tată, ne uzi? Ia spuneți, brotherii mei, a? Ia uitați-l cum ieșui. Sălbatic din toate punctele de vedere. Ai sus? Ai sus, ne auzi?
Hai suisi odată. Unde-i telefonul? Să fac o poză. Hai la porumb, tată, hai suisi. Ah, m-am urzicat. Ah. Hai suisi, tată, n-auzi? Hai suisi la Fish Hacker de broadere. Hai suisi. Hai de sus, sunt 3 kg, e frumos, a? Cine mă, eu? Brodăraș. Boloneza? Salut, Narcis. A? La porumb, dulce? Hai sus? Hai că da. Gata, brodăraș. Hai, hai pe zonă, brodere. Ia uitați-mă ce energie are. Mamă, dar să vedeți cum făcea ăla de 4,5. Bun, o să dau din nou tot acolo. Eu v-am spus că știu unde e cantonat. Știu unde s-a strâns. E agățătură. La fiecare partidă, 2, 3... Ia fiți atenți de unde l-am luat. Băi, mă, lașa, uitați-vă. Deci el a venit acolo la porumb. Mamă, l-am luat direct de, cât de aici, de înotătoare. Ia uite-l. Oh my God! Deci nu l-am înțepat de buză. Băi, mă, lașa, ați văzut? Iisus, ia uite-mă, șuiu. Mamă, ce frumos e. Haide, haide, brodere. Haide. Hai sus? Hai sus, tata, n-auzi? Ieșui, mă! Hai că ieșui! Ia să vedem acest șui cum se duce ca un cui. Ia, în apă direct. Ăla e, mă, de broadere. L-am luat iar, mă. Ha? L-am luat iar, broadere. L-am luat iar. S-a agățat să moară, Larisa, de nu s-a agățat. Ia. S-a agățat, mă? Ia. Că n-am mai văzut pluta. Ia să văd ea. Cred că s-a agățat, bă. Dacă dau chiar acolo. Ah, hai că a ieșit. Dar știți care-i treaba? Acum, dacă tot a ieșit, să vedem dacă a ieșit întreagă. Uite că s-a agățat. Mamă, a ieșit întreagă, broadări. Ia să văd cum e firul. Cred că e venit pe după, așa. Gata. Ia fiți atenți în ce s-a agățat. Pu, ce l-am scăpat. Mamă, 3 plute sunt acolo. Dacă se rupea și asta era a patra. Ia uitați, broadări. Păi, ce-am zis că l-am luat? Ia uite-mă ce e acolo, pe jos, ia uite. Mamă, s-a rupt o bucățică. Ia uite ce tare e. Mamă. Ce vorbești, mă, broadări? Ce vrei, mă, e agățătura acolo? Dar crapul a tras, dacă eu vă spun că a tras. Ai de capul meu. Îi scot eu mai greu, mă, de acolo, da. Trebuie să-i scot. Hai că-l caută. Îl caută. Și ce credeți la pătrățică? Am dat-o pe un pic mai sus. Băi, băieți, când pescuiți, băieți, fete, că, na, și fetele sunt pescărițe. Când îl căutați pe Mr. Caras, Mr. Crap, orice dă el aici, la undiță, trebuie să stați de el. În general, stai cu bățul în mână, știi? Că așa se face. Nu arunci acolo o pătrățică și o lași 2 ore. Uite, am pus 2 cârlige. E o zi destul de prostuță. Dar să vedeți ce o să fac eu acum, senzație. Și văd că nu... Adică nu simțeam când îmi lua pătrățica de pe cârlig și bobița de porumb, ce credeți? Pentru că eu o lăsam să stea mai mult pe lat. Și jos, substratul nu e drept. Acolo e, ca să zic așa, vine o pantă. Și eu dau acum chiar pe pragul ăla. Și văd că o tot țăcăne și am lăsat pluta mai jos ca să se ridice un pic cârligul de pe substrat și stă doar bobița de porumb pe substrat. Un pic mai sus stă pătrățica. Ia uite-l. Aolea, ce-a fugit cu ea, nu știu dacă s-a văzut. Hai că stă chiar pe vârf, stă să cadă pătrățica. Acum eu sunt convins că au scăzut șansele la prezentările mele, deoarece firul e de 0,17.
Și bineînțeles că a venit și la feeder. S-a lăsat mai greu, vedeți că nu toate zilele sunt la fel, fraților. Ca să observați. Și am venit pe la 1, da? Pe la 1:30 am avut așa prima trăsătură, primul caras, da. Nu toate zilele seamănă. Am scos o cracă, haideți că o să viu și iară după ce scot garoiul ăsta. Garoiașul. Am scos o cracă și e plină de icre. Am agățat aici, ca să înțelegeți. Și e plină de o icre. Ia să vedem. E nevoie pe ăsta să-l iau cu ce trebuie? Sau cred că merge? Și asta, să vedem dacă se liniștește. Ia. Hai sus. Bine, că eu știți că mă prostesc. Ia uite, vedeți că s-a eliberat? Ei, nu mai facem chestii de-astea. Că îi scăpăm, îi pierdem. Ia uite. Bun, haideți să facem altceva. O să vă arăt imediat craca cu icre după ce facem acest lanseu. Totodată să vedeți și cum pescuiesc, ca să înțeleagă lumea. Mama arată, am mai văzut comentarii, că arată și tu ce culoare, cum o pui. Păi de pus se pune foarte simplu, se înțeapă prin acest, de fapt în acest țepuș. Da, îmi cer eu scuze față de majoritatea, că v-am promis că fac tutorial close-up, adică să se vadă de aproape, și o să fac montura, firul, cel de la Claumar. N-am mai găsit când am fost la ei, drept dovadă, la cât am vorbit despre el și la cât l-am lăudat și la cât de bun e, se pare că era raftul gol. Adică avea de 20 de libre, nu de 15. De 15 libre e mai soft. Da, e foarte bun. Păi eu am vorba pe care mi-o păstrez. Dacă ceva merge, cer o stare să modific. Dar dacă nu mănâncă peștele, n-am. Vedeți? Clipsătuț, frumos. Hai că-i clipsătuț. Ia să vă arăt eu. Am aici o cracă pe care am aruncat-o. La undiță. Oh my god. Ce-a băgat-o la fundă, brother. Asta era garoi, mă. Vă spun eu, sigur. Ia să vedeți ceva acum. Ia, unde am aruncat? Uite aici. Nu mai arunc în apă. Mi-e milă de icrele alea. Dar nu mai arunc în apă că e posibil să o mai tot eu să o mai scot o dată și era să se rupă firul, ca să înțelegeți. Ia să vedem. Întindem puțin tel ăsta, așa. Ne uităm la plută și la cealaltă plută. Fiți atenți. Dar nu știu dacă se vede. La soare, ia să vedem. Le vedeți? Icrele. Nu știu cum filmează telefonul ăsta, ia uitați. Mamă, ce sar din ele. Mamă, și sunt peștișori ăștia. Vedeți? E plin bățul de icre. Deci, încă e la depunere. Ați văzut că are icre carasul când îl scot din apă. Ai sus? Ia uite ce era, brother. Oh my god. De unde am luat-o, brother? Mă lași de codiță. Aha, veni și peștișorii ăștia mici. Ia uite roșioara mică. Du-te, fui, fătu, fă. E mult pește acolo, deși asta și caut. Să fie acolo pești pe vadă, unde sunt mulți, vin și mai mulți, adică știți cum e. Vede carasul că sunt peștișori, pac, îi lasă pe ea și devin și crapii și ciortanii, devin curioși. Ia să vedem ce e acolo. Hai sus. Păi băieți, în timpul zilei vine destul de greu, mă, încă depune icrele, ce-i cu el, mă? Ia, hai sus. Nu te bălăci? Ei, hai, dansează, ia să te văd dacă te rupă din două. Și dacă vă uitați la ce a venit, la cărligul de deasupra, la pătrățică. Deci, ia uite ce a sărit lângă mal. Garoiul ăsta e mai mic, e mai mini garoi. Vedeți, încă o dată, vedeți de ce trebuie să aveți minciogul pus aici, că dacă scapă din mână, se duce în mincioc, așa dacă eram aproape de mal, ați văzut greșeli? Le fac eu ca să nu le faceți voi. Hai că eu ce trebuie, ia fiți atenți cum îl, dar nu, că dacă l-arunc așa, și cu stânga, îl arunc pe lângă juvelnic. A, uite ce e acolo. Așa da,
Și fiți atenți, în caz că sunteți curioși, ancora vă spune dreptate. Adică, a fost soare până acum, au mai fost și norișori. Vedeți cum a fost, ia uite ce frumos. Doar că acum se înorează. Ia să vedem, facem un test. Ia să vedem, observați? Se înorează și o să fie plin de nori. Nu cred că o să mai fie soare. Să vedem, deoarece s-a potolit vântul. Se spune că dacă se oprește vântul, începe ploaia. Nu o să înceapă ploaia, o să se noreze, să vedem dacă mănâncă când se norează. Știți bine că eu vă spun și ora, ia fiți atenți. Deci la 4 și 15 am prins carasul de data trecută. Vedeți cât de târziu mănâncă și îi dau numai finețuri, îi dau numai delicatese. Dacă nu pune botul, ce să fac? Pot să-i dau eu cu cea mai pericol nadă din lume. Oricum, cele mai bune nade pe care vi le recomand sunt nadele cu care ați mai pescuit. Sunt nade simple, nadele pe care le-ați văzut și la mine în partide. Toate nadele prind aproape, să zicem un 70% din nade sunt superbe, de la foarte multe nume. E chestia să mănânce el, că îi poți da, poți să-i bași cu siringa pelete pe gură, că tot nu o să le înghită, deci când nu vrea să mănânce. Am agățat-o, boloniază. Am agățat-o. Hai să o facem din nou. Am pus-o jos, boloneza. Acesta este capătul și firul se duce în partea stângă. Și voi pune prima oară, voi băga firul prin acest ochet al plutei. Vedeți, are pluta un ochet micuț, un, să zic așa, un ineluș. Ineluș în vârte cu șghiș. Pe ce, de ce, dambuț? Hai că da. Hai că a ieșit cu totul, să moară la risă de n-a ieșit cu totul. Adică am vrut să scot varnișul ăsta. A, nu o să iasă în drill și nici în lanseu. A, la un fip mai tare, nu mai iese, stă de aici. Ok, și a ieșit. Văd că s-a limpezit apa. Nu mai bate vântul, stai că s-a limpezit, dacă e. S-a liniștit mai exact. După care băgăm un varniș. Sunt destul de, intră destul de soft așa, adică nu e nici foarte greu, vedeți? Nici foarte ușor ca să-i permită alunecarea, ca să fie nevoie să-i pun un opritor de silicon, nu. Dacă îi punem niște inelușe de silicon de-astea șmechere, nu mai îi permite să se culiseze foarte ușor, gen când în lanseu să-și piardă din distanță. Bun, și am pus un picioruș și al doilea. Uitați așa, brodări. Ia să vedem. Gata, în momentul ăsta e perfect. Acum să-i punem un cârlig. Și cum eu am... Ia să văd la plută că mă uit. I-a dat un țac. De care să pun? CLM, ăsta cât e? CLM 3? Și ăsta, că astea le văd mai mici. CLM 1, nu? Ăsta e prea micu, CLM 1. Uite-le aici. CLM 3, că e mărime mai măricică. Să dea bine pe porumb și să... îi permite și ciortanului să se agațe, chiar dacă are el gura destul de măricică. Ok, deci acestea sunt cele pe care le folosesc, deoarece am întâlnit foarte multe cazuri în care nu s-au uitat la video, dar ei vreau să știe cu ce cârlig pescuiesc. Păi, dacă spun la început și alea, eu vreau să fie treabă bună, să înțeleagă lume. Ok, și o să pun eu, e plin de șerpi și de șopârle pe aici. Așa, cârliguțul, și să încep să-l matisez, adică să-l înfășor așa, firul pe cârlig. 4, 5, 6, 7, 8, că nu scapă ăsta de aici. Așa, și-l băgăm prin ochetul acesta pe care l-am făcut la început. Să știți că nu multă lume se pricepe să facă noduri pe scărești la cârlig. Ia, 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 s-a agățat, mă? Nu, mă, nu, nu s-a agățat. Pluta mea e acolo, nu știu dacă se vede. Se vede pluta? Poate bate vântul din partea cealaltă și o aduce la mal să o recupereze. Dacă nu, nu e o problemă, asta e. V-am spus că de fiecare dată las câte o plută, pentru că pescuiesc într-un loc nașpa. Într-un loc cu agățătură unde stă crapul. Ce atâta combinații. Ia uite. Mamă, ce n-am fost pe zonă. Nu e nicio problemă, arunc eu boloniez asta. Așa, brother. Și acum îi bag o bucată de plumb, de asta puternică. Uite așa, o bilă.
Și dacă necesită încă una, îi mai pun încă una. Uite așa, la vreo 10 cm de cărlig. Hai că vine și plutaia, văd că o aduce și văd că a mai luat un găroi. Las, mă, stați un pic să se însereze. Și vedeți că a venit la porumb, fiți atenți. Știți bine că pescuiesc la porumb și la pătrățică. Ia fiți atenți aici. Fiți atenți, pătrățica, cum e întreagă. Ia uitați, pătrățica. Pătrățica e întreagă, de ce l-a vrut la porumb. Vedeți de ce e important să pescuim ba la porumb, ba la pătrățică? Că nu poți să știi, dar dacă era un ciurdan, îl făceam de berbec? Uite-l, mă, uite-l, mă. Ați văzut? Și o gâdila ca o roșioară. O să încerc să dai o zoom. Băi, băieți, ca o roșioară o gâdila într-una. Și mi se pare că l-am luat de cap. A? Sau de buză. Nu, l-am luat de gură. Dar l-am luat de buză. Și la porumb. La porumb. Hai sus că ești cu minte. Hai sus. Mama, sări și pătrățica. Da, da, la porumb a venit. Ați văzut ce o gâdila? Băi, aveți cuvântul meu că cei care pescuiesc la roșioară, la oblete. Așa, exact așa de, atât de finuț trage. Ai impresia că nu e, frate, nu e, e ceva micuț. Și ați văzut că se agață și roșioare. Și vine garoiul, trebuie să stai de el, trebuie să fii atent la țac. Exact cum sunt eu. Ia uite vână pe el, hai că da. Hai, broadere, hai. Hai uite, bă, deci nu mă lasă să mănânc. Mi-am făcut un mega sandwich, bine că le-am de acasă. Și pe vântul ăsta, sincer, credeam că nu o să văd trăsăturile. Dar dacă sunt atent pe ele, asta trebuie să încercați și voi. Și fiți atenți numai la porumb. Mamă, ce garoi! Oh! Oh my god! Ia uitați, brotheri! Băi, mă, lași! Ia uitați, mă, garoi! Mamă, și la porumb! Hai, tate, sus cu ea, tate, sus, tate, sus! Ei, da, am văzut că a fugit cu ea. Eu dădeam într-o parte, el într-o parte. Păi da. Hai, sus, tate, n-auzi! Uite, mă, ce fugea el cu ea, ați văzut? Băi, e plin de caraz și roșioare și de toate rasele. Așa, așa. Dacă e malul foarte, foarte înalt, ați văzut că sunt 2 metri jumate până jos. Așa. Și vine șarlatanul la brother. Mai că da. Din ce în ce mai repejor se pare. Foarte bine. Îl aștept. De data asta a intrat la... Uite, porumbul e liber și a intrat la pătrățică. Păi, vedeți, odată la pătrățică și de cele mai multe ori a intrat la porumb. Nu știu ce se întâmplă cu el, dar îi place porumbul. Și vedeți că are buza ruptă? Deci a mai fost prins și a scăpat. Uite, ce are aici. După cum vedeți, icre. Icre, icre. Încă nu e el liniștit. I-au zis, brother, ce tună. Sper că nu s-a agățat, nu? Sau e crap? Ești nebun? Ce s-a întâmplat, mă? Am agățat ceva sau? Cred că l-am agățat. Adică a tras. Cred că se observă câteva picături. S-a băgat în agățătură ceva? Începe să plouă, dar știi ce fac? Întind că eu mai stau. Nu știu dacă s-a prins ceva. Da, începe să pipure. Vreau să văd cum e după ploaie. Ce-a făcut, mă? Ia să-l las eu așa mai liber. Poate, dacă cumva e, să se elibereze. Știți care-i treaba?
A început să picure. Se observă, da? Și tună. E trecătoare, dar mi-ntind umbrela înapoi și îmi bag tot sub umbrela. Haide să vă arăt splendoarea pescuitului. Observați că plouă? Cred că se și aude. Și fiți atenți ce înseamnă să iau cortul perfect. Adică umbrela perfect. Ia uitați. I-am pus paravan. Nu am treabă. E un nor nu foarte puternic. Eu pot să ies cu mașina că e drumul pietruit. O să tot picure puțin și aici îmi conferă un adăpost. Zici că e cortul sultanului. E șmecher rău de tot. Și pescuiesc pe ploaie. Ia uite ce am aici. Magazin direct, casă. Mi l-a dat soare, brotheri. Mergem pe manevră, ca lumea, frumos, pe treabă bună. Am înfipt în pământ niște țepușe de-astea. Deși că nu sunt foarte puternice, o să-mi fac eu altele mai lungi. Ia să vedem, ia uitați, vedeți? Așa arată, sunt ale lor, dar nu e cârjă. Vedeți că, na, nu sunt foarte puternice. Astea trebuia bătute așa, dar sunt foarte mici, scurte. O să-mi fac eu altele la vreo jumătate de metru, cam așa, când le bat în pământ, când bate vântul, vedeți să nu-l umfle, că dacă începe vijelie de acolo, s-ar putea să mă arunce în apă. Hai, dar nu cred, rezistă destul de mult. Țeava am băgat-o în pământ, mai am o țeavă pe care o bat pe lângă ea și o leg așa, o țeavă acolo și șmecherie. Și nu mă plouă, stau la pește. Ia să vedem pe ploaie, brother, prindem ceva. Știți de ce spun asta? Deoarece am oprit înregistrarea și când am aruncat, în timp ce am scos, că am dezgățat, mi-am recuperat pellet feeder-ul. Vedeți, l-am recuperat, am crezut că se rupe, dar l-am recuperat. Imediat mi-a tras la plută. Vedeți că pe ploaie merge. Și după ploaie, haide să încercăm. Na, că fiecare baltă poate are profilul ei. Hai că e profil. Ia auziți, brother, ce tună? Au ce-a sărit acolo, unde dau eu la porumb. Acum nu știu dacă mai vrea să mai mănânce la porumb. Hai să vedem pe ploaie. Na, a tras un pic, mi-a tras și gata, a luat. În spate e tunet puternic. E un tunet de 200 de wați. Hai că e cu subwoofer, cu tot are Dumnezeu subwoofer. Mamă, trage la feeder, trage la feeder, trage la feeder. Iisus! L-am luat, l-am luat, l-am luat, l-am luat. Ia uite, bă, ce merge pe ploaie, bă. De-aia vreau să stau, pe seara să stau. Ia uite, bă, ce merge după ploaie, cum ar veni. Hai că deja totuși plouă. Ia uite cărasul ce a venit. Păi, mai mut din nou montura la plută. Să vedem, poate îl dibuiesc și la porumb, iar poate mai prind unul. Că peștele sare acolo. Crapul. E agățătură mare de tot. Ați văzut că și pluta, mi se pare că a venit pluta la mal. Să mă uit după ea. A, sunt pitic de broadări. Mamă, și fiți atenți de unde l-am luat. Bă, mi-a semnalizat trăsătura. Hai că e și la plută. Uite-l, uite-l, mă. Ei, aici e caras, pe ăsta la jos. Ați văzut? Că a început să meargă. Hai că da, pe ploaie. Lucrează undița. Hai că da, ancora-i pe zonă. Hai, broatele, nu-mi face bălăceală mare acolo. Hai, ia să te văd. Hai să te văd dacă ești frumos. Mamă, nu, ușor, ușor, că e mare, nu pot să-l scot. Haide, mamă, ce înalt e malul, băi. Hai să dăm drumul la 3 metri și 20. Au, ce aici? E, ce bine că e lung. Ați văzut? Nu-i la unul, e la altul. Hai că nu e ploaie, brotheri. Adică sunt nori de ploaie, dar nu e putere. Mamă, ce gras e ăsta, băi, ești nebun. Mai că e frumos. Lumea pleacă de pe baltă, dar nu știe că eu... Abia acum îmi fac... Ia uite, bă, ce l-am prins pe somn pitic. Eu abia acum încep să-mi fac talentul. E, un singur clic, parcă e altceva, brotheri. Mamă, cât agaroiu! Mamă, cât agaroiu! Cât agaroiu! Ioi! Cum zic aia de prin... Ia uzi ce plouă. Ioi, tu lăi, Doamne, cât de mare e. Ia să vedeți ce dau eu în el acum, la pătrățică. La broadera pătrățică cu aromă de miere. Broadera pătrățică? E moale, prind pește cu ea, ca să vedeți și voi. Am mai pescuit, am mai prins, dar parțial așa, nu toată partida, n-am stat cum am stat acum și cum voi mai sta.
Mi-am luat 2-3 sortimente și pătrățică de 10. Ce fac aici? Ia uite, așa avem un somn pitic. E și somn pitic. Dar asta e. Acum eu vreau să vă arăt tot ce se prinde, vedeți? Că dacă făceam reclamă la o anumită baltă și spunea că nu pun de fapt și somnul pitic, l-am dat pe lângă. Tot în apă a ajuns. Dacă spunea că nu pun și somnul pitic, domne, tu când te duci la balta aia faci reclamă, nu spui că are și somn pitic. Am mai fost eu la bălți și vă spuneam, ia uite mă, am fost pe balta cu tare. Nu mă, că când prindeai somn pitic, păi dacă eu nu prindeam somn pitic, nu venea, nu prindeam, levitam și eu, aveam niște combinații, dar indiferent, lumea nu știe decât să dea cu hate. Așa, zero, nume de baltă, zero. Nici prietenii mei nu au parte de numele bălților, decât ăștia ai mei. Nu bălțile e problema, ci modul de a pescui. Cu clipsare, cu tot ce trebuie. Și am văzut și pe grupuri, într-adevăr, au scris unii, am pescuit clipsat, am făcut daia, am făcut darea, uite așa, cu nadă. Păi dacă nu vrea să mănânce peștele, poți să pescuiești tu și în triunghi, mai fără. Ia să vedem. La plută ce zice? Adică stau de el, vedeți? A mai fost cineva, aoleo, hai acasă Marie, că a început să plouă, vai, ne udăm. Bă, dacă omul te lasă să stai, profită, bă, pe balta asta și pe câteva bălți pe care am fost și o să mai fiu în continuare pe ecrane, pe acele bălți. Profitați, mă, că vă lasă patronii până seara, mă, adică să prindeți pește, mă, să fiți mulțumiți, mă. Nu plecați, mă, la 2-3. E 5:30. Pia, de-abia acum începe tinerețea. Bălți. Auzi ce picuri, ia să vedem cum arată prin spatele mașinii. Baba mea e pe zonă, am ridicat geamurile, ușile sunt închise. Sunt închise. Și ce avem aici? Ia uite, nori. Da, nori de ploaie. Auzi și acolo o ciupercă. A, mă, că eu mă văd de pescuia la mea, mă. Ce mă doare pe mine de ploaie? Nu e vijelie, vale vijelie. Ia să vedem la porumb ce zice. Uite, vedeți? E nenorocire acolo, e mizerie. Hai să schimb și ei bobița. Uite așa, vedeți că e mizerie acolo și dacă se bagă nu mai nimerește crăpceanul. Trebuia să fac eu cu plumb cu lisant. Am rupt și am pus plumb de ăștia în loc să pun plumb cu lisant, că nu l-am la mine. Plumbul cu lisant, uite-l la lansetă, la feeder, haide-i, ai sus. Ia să-l văd dacă l-am luat. Mamă, am început trăsăturile. Să știți că până acum rar. Nu, cred că l-am luat. A? Sau uite-o somn pitic. Mă, parcă e ceva. Se simte ceva, dar mic. Serios, da, e ceva, dar e mic. Păpariu că e somn pitic, că e mic. Sau e caras? Ia uite ce trage, bă. A, e caras, mă. De unde sunt eu învățat cu garoi? Ăsta e mini garoi, dar tot garoi. Aici nu o să găsiți caras mai mic decât ăsta. Și ăsta vedeți că e cât palmă. Uite, bă, ce a tras el. Ah, Simona Senzual. Păi să vedeți ce fac eu de acum încolo. Mamă, ce-am dat cu el de groapă. Nu-i problemă că să ia la mâncare, nu-l mai eliberez. Asta tu-s direct în apă, gen. V-am spus, pellet feeder-ul. Ce credeți, am fost la Claumar și erau cam goale stocurile. A spus Claudiu, nu-i problemă, săptămâna asta bag din nou, pentru că am mai găsit vreo 10-12 pellet feedere și n-am mai găsit modelul ăsta. Și aripi, dacă tu zici de el, când vine lumea, îl ia ca pâinea caldă. Păi adu, frate, 2-3.000 de bucăți. Să iau și eu vreo 4-500. Așa, brother, uite, începe să bată și vântul. Dar sunt la adăpost, nu plouă, nu mă ninge. Pescuit clipsat. Gata, ați văzut cum a ajuns în clips. Se învață și mâna după un timp, brother. Ăla e. Și acum, hai să-i pun la asta o bobiță, o porumbiță cât o bobiță. Unde ești, mă? Vă că norii s-au dus încolo, brother. A, să moară Larisa de nu ne evită, ia uite-l. S-a dus încolo. Și dacă vin înapoi, aici mă găsește. Maica, da? Dacă începe vântul, îmi ia umbrela, las astea în ploaie și
Mă bag în mașină că se îndoaie tabla. Hai că da. O bobiță de porumb vreau. Uite aici. O punem noi cu șchepsis așa într-o parte, cu figuri. Și lansăm acolo unde e agățătură. Pluta mea, ia să văd unde e. După ce lansez acum ea. Hai că a început și la feeder, văd. Ați văzut că... Mamă! Exact acolo. Ia. Bait run-ul. Ok, l-am activat. Unde-i pluta, brother? Că a bătut vântul și n-am mai fost atent. Și eu care sunt tot timpul pe zonă, n-am fost atent. A fost pluta aproape și n-am putut să o iau. Ah, m-a murzicat. Bam, adevărat. Dar unde-i, mă? Hai, că o găsesc eu. Uite-l, uite-l. Mamă, ce-a fugit cu ea? Bă, cât de frumos. Mamă, ce frumos a fugit cu ea, brother. Eu să încerc eu să dau zoom. Că nu pot să pun cealaltă cameră. Ia uite pe ce începe să mănânce, bă, la mămăligă. La pătrățica asta moale. Ia să-mi fac eu acasă, mă, niște... Că mi-am luat niște... Am niște rețete pentru mămăligă. S-a slăbit la feeder. L-am luat. Ați văzut? Mamă, ce bine că nu l-am și am vrut să-l... Chiar acum vroiam să las undița... Să las undița jos, ați văzut? Am vrut să las undița jos ca să scot feeder-ul. Și la fix. Păi, e o partidă ca să scot cei mai buni, să storc tot cei mai buni din partidă, ca la vin, când faci un vin. Să scoți tot cei mai buni. Și fii atent că e și la undiță, să moară la lisa de nu trag și la aia. Am tras, dar nu e. Haide, ai sus. O arunc din nou. Dar cu mâna cealaltă am ținut feeder-ul întins. N-avea cum să scape. Hai că da. Ați văzut cum scot cât se poate de mult din orice partidă, brother. Din orice partidă încerc să scot cât pot de mult. A, e mic, mă. Asta e ciortan? Atât de mic? Nu, e caras. Păi știți cum e, cărămidă, am pus cărămidă peste cărămidă și am făcut o casă cu gust de marmidă. Oi, că da. E micuț, dar nu mai vreau să mă joc cu ei, să-i scap. Chiar dacă sunt mici, că uite, contează. La fiecare, adică punctează orice carașel. Ați văzut? Uite, deja s-a eliberat. Un colorit superb. E, dacă vă uitați la palmă, e un pic mai mare decât palmă. Am putea spune că e palmar. Deci e bine să aveți minciogul așa, în direcția, adică între picioare, ca să e super dulce, ca să nu cumva să-l scăpați. Haide, uitați-vă și voi cum stau la pescuit. Știu că vă e drag să vă uitați la mine și mie mi-e drag să știu că vorbesc cu voi. Fiți atenți cât e ceasul. Hai că l-am mudat. 5.53. Dacă stau și de feeder și de undiță, scad din șanse, deoarece, uite acum, dacă trage la undiță, trebuie să-i dau drumul la montură, să fiu atent. Scad șansele, cât de cât, deși că le am în mână aici. Da, când pescuiești cu un singur băț, gen, ești atent pe bățul respectiv și nu ai cum să nu prinzi. Pentru că, de exemplu, la undiță, stai atent pe undița aia. Nu ai cum să nu prinzi. Atâta timp cât stai axat pe ea. Dar dacă te joci cu patru lansete și o undiță, cum sunt majoritatea cum pescuiesc, ia, țac, a ajuns în clips, deci s-a dus în același loc. Perfect, o pun aici și aștept trăsătura. Gata, aștept decât să bag mâna în ea. Și dacă mă uit acum să vedeți că îl scot, sigur nu mai e pătrățic acolo, că am văzut câteva țacuri. Pe ecran se vede bine, se vede. Uite, l-a agățat. Ca să vedeți pătrățica cât de bine a lucrat. Băi, nu pot să cred. Ca să vedeți pătrățica cât de bine lucrează, exact ca mămăliga. Deci e foarte, foarte bună. Nu că spun eu, domne, că de reclam. Păi dacă eu prind cu ea... Ați văzut că pun mămăligă de asta, nu am făcut mămăligă de acasă. Sigur că pescarul adevărat face mămăliga acasă. Hai că trebuia să-l iau cu ăla, dar hai, că mă risc. Dar uitați-vă că dacă brotherii au scos o mămăligă perfectă, cât se poate de perfectă, da? E
Bă, prinde. Da? Prind cu ea. Uitați-vă și voi. Ce garui frumos. Așa? Fiți atenți aici. Dacă vedeți că eu prind cu ea, mamă de s-a înțepat cu ea. Vedeți? Nu-mi fac. Și e bună. E bună. Pentru că, na, Claudiu Popa stă de ele și le testează. Sunt bune sau nu sunt bune? Cel puțin vede la mine acum că eu am prins. Ce vreți mai mult de atât? Dacă eu am prins cu ele și fac ce treabă bună, puteți să pescuiți cu orice, numai să veniți la pește. Eu vă rog să veniți odată la pește, să ieșiți din case. Acum că e treaba voastră pe ce bălți alegeți. Faceți cum fac eu, pescuit așa cu plută, finețe. Eu deja nu am finețe, la recunosc. Fir de 0,17, nu e montură culisantă, cum îmi place mie, cu plumb culisant. E plumb fix. Are și ăla combinațiile lui. E foarte bun. Dar pentru o finețe extra, dar vedeți că tot prind cu el, da? Pentru o finețe extra, plumbul culisant. Un plumb, de exemplu, de 3 grame, să zic, da? 2 jumate, 3 grame. 3 grame e ok. Și o plută de 1 gram. Sau de 0,50. Dar vă spun eu care e secretul ca să vedeți că stă pluta, că știu că e plumbul mai greu și-l trage. O să vi-l zic eu în video. O să vă spun eu un alt fish vlog o să fac. Tutorial de la șmecher. Și duceți-vă mă la pește, fraților, și prindeți. Aruncați o mână de mămăligă, dacă pescuiți la mămăligă, niște mălai, niște tărâțe, TTX, ceva ca să aibă și ele ca să vină aici, nu? E mai greu, o să prindeți, dar o să prindeți mai greu. Doar la mămăligă, fără să-i dați un pic de mâncărică. Nu prea e treabă. Acum o să fiu nesimțit. Chiar nesimțit o să fiu. Și asta e ultima masă pe care i-o dau. Cred că penultima. Pe la 9 cred că îi mai dau ceva. Dacă tot stau. Și din nada de vanilie. Una, două, trei. În trei părți. Exact la plută am dat. Și gata. Mă spăl pe mâini, mă șterg și acum aștept. Asta e, trebuie să-i dai să vină. Trebuie să-i dai să vină. Mulți spun, a, și nici, și Narcis, de exemplu, nu-i dă să mănânce. Frate, eu nu-i dau nimic. Să vină el. Dar tot prinde, da? Deci sunt șanse și șanse. Dar eu sporesc șansele când îi dai. E ca și o femeie. Dacă nu îi dai să mănânce când ești cu ea în oraș, altă dată nu mai iese cu tine. Banii jos. Opa. La feeder, uite-l. Mamă, ce i-am dat-o. Ce țepi i-am dat la feeder, ați văzut? Mai că da. Să văd când se întunecă, să-i pun starlet-ul. Deși că nu mi-am luat lampă, am o lampă. N-am luat trepied, o să-mi fac eu și chiar o să fac și fish vlog. Ce ar trebui să aibă un pescar, în general, și pentru pescuit, dacă cumva îmi rămâneți mai pe seară, o listă. Uite, nu mai vin garoi de aia mari, vin de ăștia mici, dar și ăștia sunt superbi. Ăștia ce au? Au energie. Ia să-l vedem pe ăsta. Mamă, care bă, dacă și ăsta e mic. Dar așa pare de când mă uit la ei. Eu m-am obișnuit cu pești mari. Băi, când am zis că s-a scăpat de ploaie, a venit, ia uitați. Hai de capul meu, ia uite. Na. Hai de capul meu, începe vijelia. O să le scot, că să nu cumva să le rupă sau. Ia uitați-vă și voi. Și a venit, deci s-a dus încolo și acum vine încoace. Se și vede cum curge ploaia din nord acolo, vedeți? Și acum vine direct la mine. Vrei, nu vrei, mă cam trimite acasă, nu știu ce să fac. Văd că bate vântul destul de tare. Foarte urât. Și cam vine de acolo. Iisus, când vreau să stau și eu până mai pe seară. Ok, eu strâng, da. Pe încheiere. Ha, pe încheiere. Ia să văd, pe încheiere cred că l-am agățat, nu? Ha. Băi, trage ceva și se duce în agățătură. Ia să-l las eu un pic așa. Pleacă din agățătură. Chiar pe încheiere. Am început să le strâng, gata, nu mai. N-am. Deja, ia uite ce va veni.
Nu, 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 asta nu e. Ia uite, bă, iar s-a agățat acolo, hă? Hai că a ieșit de acolo, dar nu știu dacă mai e peștele. Nu mai e, bă, brother, bă, și trăgea atât de frumos. Ok, haide să facem încheierea. Îmi pare rău, am plecat de vreme. E 6 și 22, nu. Vreau să stau până la 12, 1 noaptea. Și deși că eram pregătit, n-am ce să fac. S-a stricat vremea, deși că nu arăta că plouă. Astăzi arăta că e doar înorat. De mâine era frumos, dar acum, na, asta e. Nu pot eu să dirijez vremea. Hai să vă arăt ce am prins. Și ați observat că eu v-am spus că un singur ciortan poate să salveze partida, da? Să vă aducă captura dorită. Și uitați că mie mi-a adus-o. Ia un ce acolo. Câțiva carași, nu e mare captura. Ia uite cum face, bă, ia uite-l, bă, ia! Am vreo 2 kg, cred că, de caras, 2-3 kg maxim. Și cu ăla vreo 2 kg, vreo 5 kg de pește. Ia uite, uite, mamă! Ce părere aveți să-l mai cântărim așa? Credeți că vreți să-l mai cântărim? Eu nu l-aș mai cântări. Că nu are rost, adică nu e cantitatea atât de mare. Vreau doar să vă arăt ce bucății am luat. Nu le mai cântăresc, că nu e cine știe ce. Sunt frumoase, păcat că a început să mănânci. Ia uite ce frumos. Deci, când a început să... Dar na, asta e, bă, încă e vremea nasoală. Oi, că da, ăsta, ia uite el. Ce făcut, mamă, ia uite și o bulană. Uite viteză pe el, de brother. Nii, hai că de seară. La sare, când ajung acasă, te face mama. Bă, am vreo 3 kg de caras. Nu-i mai număr, ha? Cât sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah. Opa, 8, am venit și târziu. Am 10 bucăți? 9. Ah, hai, mam, vreo 10, 11 bucăți. 9. Haide, broadere, unde ești? 10. Ce frumos sunt. 11. 12 bucăți, mă. 12 bucăți și un crăpcean. Ia uitați-vă ce colorit. Ce negroteie. A? Vedeți? Ce negruț și ce șui. Mai că-i șui. Mamă, e drept ca un cui, brother. Ăsta e crap sălbatic. Aveți cuvântul meu și nu e vorba de cuvântul meu. Cuvântul meu nu valorează nimic, dar pescarii știu. Ia uitați-mă cum arată un crap sălbatic. Negru. E foarte dulce. Ia uitați ce frumos. Coada roșcată. Șui, ăsta e crap sălbatic al bălții. Original. Da. Și cam asta e captura pe care am prins-o eu astăzi, brother. Nu e rău, dar nici bine, pentru că eu știți că trebuia să umplu găleata asta și mai aveam încă o găleată. Gata, haideți. Strâng eu tot, mă spăl pe mâini, ancora e pe zonă. Ne vedem în alt episod. Au ce cheamă ăsta oile, caprele. Brotherii, vedeți cum e vremea. Ploaie în capăt, bă, ce să zic, că 3 sferturi. Uitați-vă, doar aici e, dar în rest 3 sferturi e plin de ploaie. Ce vrei, asta e primăvara, trebuie să ne mulțumim. Oricum, am vreo 5 kg de pește, deci sunt șmecher și am venit la ora 1. La ora 6, gata, deja am dat stingerea și de la vânt n-a mers bine. Ați văzut când merge bine cum merge, nu? Eu stau de el, de-aia prind, brother. Hai, vă salut, brotherii mei frumoși, și ne vedem în partida următoare. Vă las în descriere linkurile de la rețelele mele de socializare, Instagram, Facebook, și de la cele 7-8 grupuri de pescuit. Le găsiți aici. Și linkul de la PayPal și Revolut. Vă mulțumesc pentru donațiile voastre, fraților. Mă ambiționați să ies la pescuit din ce în ce mai mult. Și cei care vreți să merg pe bălțile din jurul Bucureștiului, trimiteți-mi prin PayPal sau prin Revolut, cu mesajul trimiteți-mi cât e balta, 100 de lei, trimiteți-mi 150-200 de lei ca să am și de benzină și fratele meu merge pe balta cu tare, că eu nu dau nume, dar o să mă vedeți pe balta cu tare, cu voi o să iau legătura ce care îmi trimiteți. Și eu merg pe bălțile pe care spuneți voi, să vedeți dacă prind. Plătiți-mi voi partida și benzina și eu mă duc. Mi-au spus mulți chestia asta, vă iubesc!